se solicite Comisiei Europene să se apeleze la alte, celelalte fonduri, pentru că fondul acesta, rezerva de criză, este are o dimensiune mică, este de 450 de milioane, dați-vă seama că din aceste 450 s-au decupat 56 de milioane și am început să ne facem probleme că am împărțit o sumă atât de mică încât evident nu știu încotro s-o trimis. Da? Piața externă, spune ministrul, a fost blocată de aceste cereale, iar piața internă n-a mai fost atractivă pentru cumpărători. În acest fel, fermierii au fost puși în situația de a nu găsi soluții pentru prețuri mai mici care să-i ajute să valorifice producția. Dar noi ne-am stabilit clar drumul acesta al sprijinului pentru fermieri, pentru cei care au greu în stoc, și am spus-o și o repet de fiecare dată pentru a se înțelege și în același timp a și trece în execuție, spunând că aceste sume se dau doar fermierilor care au avut, care au cultivat greu și din producția pe care o au obținut-o. Există un stoc la 1 februarie, cel stoc va fi baza de calcul pentru sumele care au pornit prin actul normativ care are valoarea cunoscută. Și până acum ajutorul aprobat este de 10 milioane de euro, însă urmează un al doilea pachet de sprijin cel puțin egal cu primul.